Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați venit, dragile mele, dragii mei fecioare! Voi face etalarea pentru luna iulie, pentru dumneavoastră. Este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați și dacă nu v-ați înscris, vă invit să o faceți, e gratuit, nu vă costă nimic și în acest mod veți primi notificări cu etalările pe care le voi distribui în viitorul apropiat. Și dacă vă doriți o etalare în privat, cu mare drag, îmi puteți scrie la adresa de mail, se află dedesubt la acestui videoclip. Haideți să vedem pentru Zodia Fecioară, pentru toți cei din fața micilor ecrane, pentru toți cei curioși să afle cum va fi această lună iulie. Haideți să vedem pentru Zodia Fecioară, luna sau ascendent în Zodia Fecioară. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în această zodie, pentru toți cei care s-au abonat, s-au înscris, pentru cei care mă susțin, mă urmăresc, pentru toți cei cu energie pozitivă. Haideți să vedem cum va fi această lună pentru voi, ce se va întâmpla, ce evenimente. Văd nouă începuturi pentru dumneavoastră. M-am uitat la ceas, era 1 și 11 minute. Haideți să vedem, am să extrag aceste trei carduri. Da. La baza pachetului este Ierofantul cu diavolul. Vă gândiți foarte mult la o instituție, vă gândiți, sunt anumite lecții pe care va trebui să le învățați, tradiții, valori, principii, ceva nu vă dă pace, înțelepciune. Poate un maestru spiritual, un profesor, o instituție are un rol important. Vă gândiți foarte mult la o căsătorie, la o uniune. Poate sunteți într-o uniune sau o colaborare, un parteneriat cu o persoană care are vicii, dependențe și aduce toxicitate în viața noastră. Aici pe cineva trebuie să ierte anumite lucruri ascunse, văd ansietate, depresie, secrete, neînțelegeri, poate chiar și la nivel personal sau la neînțelegeri cu membrii familiei sau cineva trebuie să ierte anumite secrete sau dușmani ascunși, persoane false, dar văd și pe cineva care se gândește la bani, la aspectul financiar, văd o supărare din cauza unei sume de bani pe care trebuie să vină sau care întârzie să apară. Cu magicianul, manifestarea și lupta. Văd manifestare pentru dumneavoastră, împlinirea dorințelor. Văd că puteți face tot ceea ce vă doriți. Puteți face magie cu ce aveți. Zodia Verbec poate avea un rol important sau un tânăr, o persoană mai tânără. Aici văd o nouă idee, o nouă cale, o comunicare, un nou început pentru dumneavoastră în această lună iulie. Un nou drum, o soluție. Văd că aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a începe acest nou drum, pentru a pune în aplicare această idee. Și văd că veți dori să manifestați, această idee. Văd foarte multă manifestare din partea dumneavoastră. Manifestare în ce privește dorințele dumneavoastră. Aici văd parcă ai fost dezamăgit sau manipulat și te gândești foarte mult la acest lucru în mintea ta, tu cu tine, ai conflicte interioare, discuții în contradictoriu, certuri. Văd că vei culege roadele muncii tale, văd că ți se spune să lași în urmă dubile, pentru că văd că vei înflori. În ce privește munca ta, dorința ta, acțiunile tale, văd că vei înflori. Vei manifesta dorința ta, lasă dubile deoparte. Văd foarte multă manifestare, muncă, comunicare. Doar că trebuie să lupți sau să comunici mai mult cu persoanele cu care intri în contact. Pentru că sunt acolo persoane care nu sunt tocmai sincere, parcă, dar văd la nivel financiar are un rol important aici, această manifestare sau aceste lupte la nivel financiar. Trebuie să ai mai multă încredere în tine, trebuie să lupți împotriva persoanelor care te vor provoca și care vor veni
spre tine, trebuie să ai mai multă încredere în tine și să luți pentru ceea ce crezi, pentru principiile și valorile tale. Oricum ești înaintea tuturor. Dar văd că te gândești foarte mult la aspectul financiar și ți se spune înțelepciune, să fii înțelept, să faci un echilibru între cer și pământ. Să te rogi, spiritualitatea are un rol important. Poate sunteți o familie de 5, cifra 7, 8, 1, 15 poate avea un rol important. Taur, Fecioară, Capricorn, Balanță, Berbec. Haideți să vedem ce vă spune tarotul. Pentru Zodia Fecioară, pentru Zodia Fecioară, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru tine, pentru cel care privești în momentul de față, cum va fi această lună iulie pentru Zodia Fecioară? Hai să vedem. Foarte gânditor, tu te gândești foarte mult. Ai ieșit chiar tu în etalarea ta, dacă ești bărbat, dacă ești femeie, văd că vei intra în contact cu un bărbat bunețel, cu tenul măsliniu sau cu bărbat în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Te axezi foarte mult pe munca ta, studiezi foarte mult ce să faci sau cum să faci sau acest bărbat pentru care lucrezi. Văd că dorești să înveți ceva nou, ești foarte atent la detalii, ambițios, ambițioasă, ai proiect pe termen lung, îți dorești să construiești o carieră de succes și văd că ești determinat să faci acest lucru. Hai să vedem. Vezi, din nou a ieșit șaptele de bețe ca aici, luptele pe care trebuie să le înfrunți, să fii puternic și determinat, să nu renunți la ceea ce crezi și să te faci respecta cu curaj. Coptul de monede mai îmi spune și că ești foarte atent la relația ta de cuplu sau cu persoanele cu care intri în contact. Vezi, diavolul, cum ți-am zis mai devreme, supărare sau toxicitate, iluzii, te axezi pe partea materială și dar te ține împrigionat, vreau să zic în italiană, te ține în capcană acest diavol, te ține în lanțuri, stringuri sau toxicitate, o relație de dependență sau ești în capcană, zice că dai prea multă importanță obiectelor materiale sau planului material și acest lucru te face să stai în frică și în preocupare. Da? Cu cavalerul de cupe aici văd că vei primi o invitație să mergi la drum, o propunere, cineva te va curta sau tu vei dori să fii să curtezi pe cineva. Dar oricum diavolul și cu acest cavaler de cupe ți se spune să-ți păstrezi echilibru emoțional. Văd foarte multe gânduri să pleci la drum, îți faci planuri să pleci la drum. Rac, scorpion, pești. Dar aici văd că la drum vei avea parte de un succes, o promoție, o răsplată, vei fi în centrul atenției, vei primi vești bune de la drum. Alegerii inteligente îți vor aduce fructe bune în viața ta. Văd succes și recunoștință în public. Vei fi aplaudat, da? Vei fi încununat, să spunem așa, răsplătit. Văd și că vei trăi o experiență emoțională un pic mai puternică la drum, da? Cu nouăle de spade în această lună văd și gânduri nu tocmai pozitive, poate nu reușești să dormi, te culci târziu noaptea, te gândești la tot felul de scenarii care trecutul se poate repeta. Aici văd că ai frici care nu sunt importante, în sensul că nu sunt reale. Să eviți să te concentrezi pe aceste gânduri negative și să nu lași ca preocuparea să exagereze cu în ce privește problemele tale. Asul de cupe. Văd un nou început pentru tine, dar cu treiul de spade aici văd că parcă ai vrea să-ți deschizi inima iubirii, dar ți-e frică să nu suferi. Sau primești mesaje că o persoană de la drum are probleme de sănătate sau trece printr-un moment de disconfort fizic sau o tristețe. În ce privește un copil sau relația ta de cuplu, văd o tristețe aici. Și ai nevoie de confort, de iubire. Oricum, această experiență te va face mai puternic
și tristețea va dispărea cu timpul. Sau o persoană din jurul tău are nevoie de iubire. O persoană intuitivă, o persoană care îți trimite mesaje sau care e o persoană calmă, pacifică. Poate un copil. Aici văd și trezirea abilităților psihice și intuiție foarte multă. Ți se spune să-ți deschizi inima iubirii. Cu steaua, foarte multă speranță într-un viitor mai bun, să ți se îndeplinească dorința. Vărsător, zodia vărsător, zice să privești viitorul cu optimism și cu speranță că forța încrederii poate da munții și din loc. Vor veni schimbări fericite, pozitive, care te vor ajuta să răsufli ușurat după acele momente dificile prin care tu ai trecut. Încet, încet văd că ești la lumină. Încet, încet văd că îți recapeți speranța. Încet, încet văd că mergi înainte cu mai multă credință, urmându-ți visele. Te gândești să mergi într-un loc departe, într-un loc destinație. Văd umanitate în jurul tău, ajutor din partea altor persoane. Aș dori să clarific un pic aceste carduri. Da, vrei totul, să spunem așa, vrei să deții controlul, dar ți se spune să te mai și joci, să fii mai inocent, să fii mai... pentru că nu este bine să fii dur cu tine și ți se spune să ai încredere în tine. Da? Văd că vei celebra, vei celebra... vei celebra o bucurie în ce privește banii sau vei ieși dintr-o situație neplăcută la care tu te gândești foarte mult. Văd o fericire, un succes cu prietenii sau... și văd îndrăgostiții, șasele de bețe cu îndrăgostiții. Aici văd intimitate, succes în ce privește pasiunile tale, în ce privește o relație de cuplu, în ce privește iubirea. Văd o împăcare cu cineva. Nouăle de spade, văd ți-e frică că poate trecutul se poate repeta, ți-e frică că se poate repeta destinul, ți-e frică că de la un moment la altul destinul sau viața ta poate lua o întorsătură, te gândești la destinul tău și ai gânduri negre și văd că astfel de cupe un mesaj sau din partea unei persoane pacifice, cum am zis, o persoană pacifică, calmă, binevoitoare, îți va aduce vindecare, poate un terapeut, un medic, un asistent sau un vindecător, de ce nu, îți va aduce vindecare pentru tine. Haideți să vedem trei de spade. Trei de spade spune să trăiești viața moment după moment, pas după pas. Poate în ce privește un parteneriat sau într-o colaborare, aici poate... ai o tristețe, poate veni o tristețe. Haideți să vedem steaua aici. Ce are să-ți transmită? De ce ai ieșit steaua? Ce vrea să-ți comunice? Că te gândești foarte mult la viitorul tău și ești foarte stresat. Foarte multe lucruri de făcut, comunicări. Parcă cineva se joacă cu nervii tăi. Sau ai foarte multe lucruri de făcut care te stresează, dar ți se spune să privești cu optimism și cu speranță pentru că viitorul tău va fi mai bine, mai bun. Și văd că lumina va reveni în viața ta. Viitorul tău va fi mai luminos, mai pozitiv. Haideți să vedem ce vă spune oracolul călătoriei. Pentru cei care mă urmăresc în momentul de față. Călătoriei. Oracolul. Ce vă transmite? Cum va fi această lună? Ți se spune să-ți expanzi orizonturile. Aici văd și pe cineva care trece printr-un impas. Reflectă în ce privește viața sa, destinul său, drumul său. Văd că stai mai mult în solitudine, mai retras sau retrasă pentru a medita. Și văd că chiar te vei bucura de această solitudine, de liniște, de pace. Te uiți în îndepărtare, te uiți în viitor, dar ți se spune să privești tot tabloul întregime, nu doar o parte din acest tablou, să-ți expanzi orizonturile, să vezi lucrurile din altă perspectivă. Văd că tu vei sta în lumină, vei afla un adevăr, se va face lumină, se va spune un adevăr și uite, în interiorul tău se află răspunsurile care tu le cauți.
Da, văd că vei medita în ce privește trecutul, în ce privește anumite decizii, în ce privește viitorul tău de acum înainte. Văd că vei studia. Văd că vei studia să-ți expanzi orizonturile, să pleci poate peste hotare, să intri în contact cu, să cunoști noi persoane sau să cauți noi modalități, situații pentru a rezolva problemele tale. Și văd că totul este posibil și va fi posibil pentru tine. Hai să vedem și acest oracol al îngerilor. 777. Treci printr-o transformare. Cifra 777. Poate aveți numărul ta la mașină, motocicletă sau 7, 14, 21. Poate sunteți născuți într-o zi de 7 iulie sau 1977. Oricum, văd că ți se spune că să triumfi, că vei avea victorie, vei triumfa, a venit momentul să te deschizi succesului, să îmbrățișezi orice transformare cu încredere și recunoștință. Vor veni mari schimbări fericite pentru tine și te așteaptă o mare transformare, dar în același timp legea sfidei, ești sfidat, ești provocat, ești supărat sau supărată. Legea sfidei este o probă de înfruntat și pentru a învinge, pentru a deschide la acele transformări pe care tu le dorești în viața ta, nu-ți fie frică de schimbări, că sunt doar preludiul manifestării. Da? Haideți să vedem oracolul iubirii pentru zodia Fecioară, luna iulie. Cum va fi această lună iulie? Ți se spune să renunți de a mai controla situațiile sau evenimentele, persoanele. Să lași ca divinitatea să lucreze la această problemă, la relația ta. Și să renunți la trecut, la traume, suferințe, să nu te mai încăpățânezi să ții aceste suferințe cu tine, să le lași în urmă, să plece, să fii mai receptiv, să fii pregătit să primești ceea ce destinul a plănuit pentru tine, ce vei fi surprins. Văd o surpriză care Universul îți va aduce în cale în această lună iulie pe plan sentimental. Fii mai receptiv la persoane din jurul tău, la ceea ce au de zis, la ceea ce au de transmis, fii mai prezent, mai prezentă și văd că o iubire va deveni mai puternică, va crește peste timp. O iubire, o relație stabilă va crește și va evolua peste timp, se va împuternici. Și văd că vei primi semne, vei fi ajutat de divinitate și vor fi miracole în viața ta. Taur, scorpion, leu, vărsător. Vrei să pleci la drum, nu știi ce să faci. Hai să vedem și energia Reiki ce are să vă transmită pentru voi. Putere, putere de decizie, putere de a acționa, ai puterea necesară de a face o schimbare, ai puterea necesară de a duce o A luat puterea în mâinile tale. Văd putere. Vei avea putere din partea Reiki. Și văd aici protecție. Să păstrezi esența inimii tale, să te protejezi sau simți nevoia să-ți protejezi familia, persoana ta, munca ta. Văd că te vei proteja mai mult, da? Și vei încerca să protejezi ce e al tău, da? Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o lună minunată, binecuvântată. Sper că v-a plăcut, v-am pupat, sănătate. La revedere, vă iubesc!